Eu vreau să încep speech-ul de astăzi cu o întrebare. Sunt curios, am avut problema asta și la Cluj. Sunt curios dacă cineva știe în ce an a apărut internetul. Cum? 92? Aproape. Altcineva? 90? 80? 80. Din ce am cercetat, eu a apărut în 1960, acum. În 1960, Departamentul de Apărare al Statelor Unite a început să investească din ce în ce mai mulți bani într-un proiect numit ARPANET, o rețea de calculatoare interconectate. Și a angajat o echipă de cercetători care au creat acest program. El s-a derulat pe o perioadă de, sau mai bine spus, prima interacțiune între calculatoare a fost undeva prin anul 1969 și vedem cât de repede s-a dezvoltat până în 1977, transmițând informații dintr-un capăt în celălalt al țării. Un lucru foarte interesant despre ARPANET mai este următorul. Când în anul 1982 au apărut protocoalele. Protocoalele denumite TCP-IP sau vestitele IP-uri din ziua de astăzi. Iar un lucru și mai interesant, ceea ce spunea și dumneavoastră, este că în 1990 Ministerul Apărării a terminat acest proiect ARPANET, lăsând rețeaua funcțională. De fapt, în 1990 am avut acces noi, populația, la internet. Dar el a început în 1960. Acum întrebarea mea este, noi în România ce făceam prin 90? Mai am o întrebare pentru voi. Știe cineva care a fost prima platformă de socializare din lume? Care? Nu? Nu, nu chiar. Prima platformă se numea Six Degrees și a apărut în anul 1997 și este bazată pe o teorie foarte interesantă. Six Degrees of Relativity este teoria care spune că fiecare ființă umană de pe acest glob este la 6 interacțiuni sau mai puțin de oricare alta. Deci dacă cineva vrea să-l cunoască din sală pe Donald Trump, poate să o facă în mai puțin de 6 interacțiuni. Poate să ajungă la dânsul. Ok, ceea ce este foarte interesant de Six Degrees, n-a rezistat foarte mult pe piață, a rezistat până anul 2001, dar era prima platformă care te lăsa să-ți creezi un profil și pe lângă că te lăsa să-ți creezi un profil, te lăsa să-ți pui o poză și să-ți cauți ceilalți prieteni. Acum, o întrebare mai simplă. Știe cineva în ce an a fost inventat Facebook și către cine? Nu s-a uitat nimeni la film? Exact. Am înțeles. În 2004, și de acest băiat, Mark Zuckerberg, e cu 2 ani mai mare ca mine, are 32 de ani. Și nu o să merg foarte mult, nu o să bat pasul foarte mult pe loc aici, o singură întrebare am pentru voi. Există cineva în sala asta care nu are Facebook? Trebuie să avem o discuție după prezentare. Și acum o întrebare la fel de creepy ca și ale tale. Ca și prezentarea mai devreme. A auzit cineva de Neuralink? A fost un buzz, mă gândeam, a fost un buzz foarte mare acum 2 săptămâni pe această temă. Neuralink este una dintre cele mai noi companii ale acestui om, Elon Musk, vestitul CEO de la Tesla, SpaceX, care a trimis prima rachetă a doua oară în spațiu după ce a aterizat-o, firmă privată. Și, de fapt, ce caută acest Elon Musk de la jumătatea anului trecut să facă? Caută cum să implanteze chipuri în creierul uman ca să devenim mai performanți, mai rapizi și să nu ne ajungă atât de repede roboții despre care vorbeai tu mai devreme. De fapt, vor să ne robotizeze într-o formă sau alta. Și, sincer, după părerea mea, singurul lucru care o să le stea în urmă sau o să stea în cale este percepția noastră la un moment dat că, vai de mine, trebuie să ne operăm, să ne implementăm un chip în creier, pentru că piața încolo merge. Acum, de fapt, ce vreau eu să vă spun prin toate lucrurile astea? Vreau să vă spun că lucrurile se mișcă foarte repede. Nu mai este atât de încet. A fost nevoie de o platformă. A durat 30 de ani să dezvoltăm o platformă, 1960-1990. După aceea lucrurile s-au întâmplat foarte repede. 97, prima rețea de socializare. În 2004 a apărut Facebook. După Facebook au apărut alte rețele de socializare. Deci totul se mișcă cu o viteză foarte mare. Și acum vorbim de virtual reality și vorbim de inteligență artificială și alte lucruri. Și pe aceea ajungem la Elon Musk, care deja vrea să ne implementeze chipuri în creier. Acum, vreau să vă spun un lucru prin care am trecut eu. În 2010 am făcut pagina de Facebook a Conacului. În 2012 sau 2013, dacă mă înșel, Facebook a tăiat riciu.
Până atunci eram super happy, flower power, postam o poză, vedea toată lumea, aveam 5.000 de fani, vedeau toți. Știm cu toții poveste. Și când a tăiat reach-ul, m-am frustrat. Am zis, cum adică? Am băgat atâția bani, atâta energie, atâta timp să cresc această audiență pe care o am. Și voi acum am tăiat, adică cum vine asta? Și efectiv, o perioadă de timp m-am supărat și n-am mai făcut, am postat în continuare, dar n-am mai studiat, n-am mai făcut nimic. Am o întrebare la voi. Credeți că a interesat pe cineva de pe la Facebook treaba asta? Evident că nu. Tehnologia s-a dezvoltat, tehnologia a mers înainte. Și atunci m-am întors și am spus, ok, dacă asta se întâmplă și ăsta este trendul, trebuie să găsesc niște lucruri ca să fiu și eu acolo. Trebuie să mă dezvolt și eu odată cu ceea ce se întâmplă și să fiu acolo cu ei. Și atunci am dezvoltat un pattern pentru mine pe care vreau să vi-l prezint astăzi. Și eu le numesc good practices. Primul good practice pe care eu îl folosesc este să fiu întotdeauna informat. Există lucruri, oameni, informații, atât de mult, cum spuneam, nici mai știu câte silioane, filioane, chintilioane se transmit de informații. Și atunci, singurul lucru pe care putem să-l facem este să fim informați. Și vreau să vă prezint trei resurse pe care eu le folosesc. Una este să urmărim persoane care fac lucrurile astea continuu. Aici este unul dintre speakerii pe care îi urmăresc foarte mult, se numește Gary Vaynerchuk. Pe social media este foarte, foarte tare și vă las să-i căutați voi povestea să vedeți pe ce vorbește. Dar există și alte persoane, există Mark Zuckerberg, există Elon Musk, există Warren Buffett, există Bill Gates și mulți alții care sunt în industrie, au business-uri foarte mari și se uită și studiază și vorbesc despre aceste lucruri. Toți pun content, toți ies în față, toți au branduri personale și de acolo putem să identificăm foarte multe lucruri, să ne uităm după trenduri. O altă resursă pe care o folosesc pentru social media este Social Media Examiner. Social Media Examiner este un website care postează în continuu informații. De exemplu, ce am eu, îl am pus în Facebook, în newsfeed, îl am primul. Și atunci când apare să posteze ei ceva, un nou feature, sau au apărut acum stories, de exemplu, pe Facebook, cum sunt pe Snapchat, am făcut acest lucru, l-am văzut și am studiat să înțeleg în ce direcție se duce. La următorul punct o să vă spun și cum ne ajută chestia asta să știm ce se întâmplă. Iar a treia resursă este Coursera. Coursera este un website de MOOCs. MOOCs sunt traininguri online care sunt făcute de tot felul de antreprenori, de universități și Coursera nu este singurul. Și poți să cumperi un astfel de curs cu 70-100 de dolari cam pe orice industrie care există. Da? Și poți să faci un anumit training, ok? De acasă câteodată. Bun. Al doilea good practice. Nu-ți fie frică să încerci platforme noi. Mai am 5 minute, mulțumesc. Nu-ți fie frică să încerci platforme noi. Vorbeam, Six Degrees, Facebook, acum sunt Twitter, Instagram, Google+, Snapchat, Musical.ly se numește ultima. Este cea mai nouă. Și pentru că tema ne dă și vorbeam și despre cum să ne educăm copiii în era digitală, putem să folosim aceste platforme și pentru copiii noștri și pentru noi să dezvoltăm business-ul. Cum? Vă spun imediat. Cine are Snapchat din sală? Ok. Știți povestea Snapchat? Cum a crescut Snapchat? Acum vreo 3 ani de zile, cam toți puștii de 13-18 ani au migrat de pe Facebook. De ce? Pentru că îi urmăreau părinții. Și n-au mai vrut să mai fie acolo, adică nu mai vreau să-l vadă mama ce postează sau cu cine vorbește. Și așa că au migrat pe o platformă care le-a dat două lucruri. Unul la mână, după 24 de ore se ștergea tot contentul pe care el postează și se întâmplă și în continuare lucrul ăsta, nici nu vreau să mă gândesc ce era pe acolo, ce apărea. Și al doilea lucru, le-a mai dat o chestie foarte tare. Tot contul de acolo este video. Este un alt limbaj. Acum, ce puteam să facem pentru copii? Primul lucru, puteam să urmărim un speaker sau o persoană influentă despre care vă spuneam și ziceam, măi, Snapchat începe să intre în trend din ce în ce mai mult. Intrai un pic, verificai un pic și îți dădeai seama cam cum comunică copiii tăi. Dacă îți spune că 13-18 ani e acolo, copiii tăi înseamnă că probabil sunt acolo. Trebuie măcar să înțelegi cum se comunică, ca să știi și tu mai departe cum să comunici cu el. Acum, dacă era vorba de business, studiai chestia aia, intrai pe Snapchat, vedeai că e video. Spuneai, mă, dar parcă pe Facebook și pe celelalte platforme nu e atât de mult video. O fi ăsta un trend? Hai să mă uit, hai să studiez în continuare. Intră și pe Facebook? A intrat și pe Facebook. Înseamnă că este un trend.
în anul viitor, în bugetul meu de marketing, poate pun un pic de video. Și acum, după 3 ani de zile, când video-ul, se spune că 2017, anul video, erai acolo. Și erai cel mai bine pregătit, cu campanii și aveai deja experiența înaintea celorlalți, ai făcut deja niște pași. Așa putem să folosim platformele noi, să înțelegem care este comportamentul consumatorului acolo. Acum, mai am o întrebare. Știți că toate platformele astea pot să dispară în orice moment, pentru că poate să apare altceva nou. Sunt curios cât dintre voi ați avut High Five. Câți dintre voi ați avut MySpace după aceea, imediat? Unde sunt High Five și MySpace? Nu mai știe nimeni de ele, pentru că a apărut Facebook. Asta se poate întâmpla cu orice fel de platformă. Și asta spun, nu trebuie să ne frustrăm pentru că am crescut o audiență pe o platformă, ea poate să dispară oricând. Trebuie să fim și să cunoaștem platforme noi și ceea ce se întâmplă pe ele. Acum, al treilea punct și cred că ăsta îl știți cu toții. Consistency is the key. Continuu, repetăm ciclu, repetăm ciclu, repetăm ciclu. Învățăm, învățăm, învățăm și iar învățăm și ne adaptăm la ceea ce se întâmplă. Chiar și la chipurile în creier, la un moment dat, probabil o să trebuiască să ne adaptăm. La final, vreau să vă las cu un quote, tot de la acest om. I could either watch it happen or be part of it. Indiferent ceea ce decidem astăzi sau în viitor, să fim parte din evoluție, sau putem să ne uităm la ea cum se întâmplă. Indiferent ce alegem, ea o să se întâmple. Este pur și simplu decizia noastră. Vă mulțumesc!